Azi vorbim despre uh, unul dintre autorii mei și poate ai noștri favoriți, uh, și anume Michel de Montaigne. Uh, e una dintre marile figure ale secolului al XVI-lea, uh, autorul eseurilor, celor trei volume de eseuri, e într-un fel creatorul acestui gen uh, literar și uh, filozofic. Cine era Montaigne? Era un nobil din sudul uh, Franței, de noblețe relativ recentă. Tatăl lui uh, a fost primar al orașului Bordeaux. Montaigne a început o frumoasă și promițătoare carieră de magistrat, la care s-a renunțat uh, la un moment dat, uh, sub uh, influența unei stări de melancolie, probabil, așa reiese din uh, eseuri, uh, ca urmare a morții tatălui lui, a morții celui mai bun prieten, Etienne de la Boesie, ca urmare de asemenea unui accident posibil da? și se retrage la moșie, la castelul lui de la Montaigne, Uh, și uh, în, începe un fel de autoterapie prin scris, da? pentru că întâi starea lui de melancolie se agravează și atunci se apucă să scrie pentru a se rușina mai târziu de ce prostie a putut să gândească. Și aceste prostii se transformă în niște minunate eseuri uh, de introspecție, e vorba foarte mult despre el însuși spune chiar că se amem că da mă mă pictez pe mine însuși mă zugrăvez pe mine însuși dar aceste eseuri sunt deopotrivă foarte personale și în același timp sunt pline de referințe la filozofia antică pline de referințe la literatură la istorie autorii lui preferați în Seneca și Plutarh ne spune într-unul dintre eseuri care sunt autorii pe care îi frecventează cel mai mult, citește mult poezie, spune mereu despre Virgiliu. Virgiliu este poetul suprem pentru el, în special în uh, Georgice, uh, citește Ovidiu, uh, citește Horatiu, uh, da, este uh, un uh, umanist al uh, vremii lui. De aminte, uh, aflăm dintr-unul dintre eseurile sale că a învățat latină înainte de a învăța franceză. Că el, ca uh, fiu de nobil, se juca cu țăranii, cu copiii de țărani din, uh, din sat uh, și vorbea patois, vorbea dialect. Uh, a învățat uh, latină, să vorbească latină cu un preceptor uh, german, și apoi a învățat franceza cultă, să-i spunem. De al minte, franceza lui este plină de latinisme. Este o franceză foarte suculentă, foarte expresivă, greu de tradus în altă limbă, greu de înțeles chiar pentru francezi, evident, și îmbibată de referințe livrești, îmbibată de latinisme. Da, poate vrei să spui ceva din punct de vedere filozofic, dacă am situat personajul care am uitat să spun după ce începe să publice eseurile este apreciat de toată lumea. Franța trece pe atunci printr-o perioadă foarte dificilă de războaie civile, religioase și el inspiră încredere tuturor, da, tuturor taberelor pentru că este foarte onest, nu este implicat, nu este un fanatic al niciuneia dintre cauze și regele Henric al iii îl somează într-un fel să, sau îl invită să accepte funcția de primar primar al orașului Bordeaux și a fost primar timp de patru ani, apoi urmează o călătorie, mă rog, Importantă, fine, și la sfârșitul vieții îl sfătuiește pe Henric al IV-lea, da? deci el este cumva și un artizan al convertirii lui Henric al iv care era protestant și dar am putea spune că domnia lui Henric al IV-lea cumva se desfășoară sub semnul moderației monteniene. Monten este un filozof eminamente eclectic, Inspirat atât de scepticismul antic, cât și de epicurism și de stoicism, toate puse în serviciu acestei cunoașteri de sine de care vorbeam mai devreme. Pierre Manon spune că este unul dintre inventatorii modernității. Luther, Calvin, Machiavelli sunt inventatorii ai modernității în domeniul religios și politic în timp ce Montaigne inaugurează interesul pentru sine. Tocmai referința la scepticism cred că e un, un punct de plecare foarte bun pentru că Montaigne gândește, scrie tocmai în perioada în care apare o nouă ediție din Sexus Empiricus, care este redescoperit. Noi am vorbit despre sceptici, dar să aducem un pic aminte cu ce se ocupă ei. Scepticismul, cel puțin la Sexus Empiricus, era o metodă filozofică de a obține liniște, de a obține ataraxia. Cum poți să faci asta dacă reușești să elimini conflictele care au loc în mintea ta, în mintea și în sufletul tău? și de unde se nască acest conflict? din opinii diferite, opinii contrare. Uh, și din speranța că ai putea vreodată să găsești adevărul final, adevărul ultim. Și de asta ești motivat să cauți argumente, ba de o parte, ba de alta. Uh, ce spune Sextus Empiricus, ce spun scepticii pironiști, este că ar trebui să luăm act de acest conflict dar să nu credem că o să ajungem vreodată la uh, o soluție finală absolută. Trebuie să acceptăm această situație și în momentul acela vom reuși să găsim liniștea. Acum, pe lângă acest tip de scepticism, mai avem în Antichitate scepticismul academic care zice că sigur nu putem să avem uh, o, un răspuns definitiv, dar avem argumente care au o probabilitate mai mare decât altele. Așa ceva găsim la carneade și poate la cicer. E, uh, acum, e o dezbatere în ce măsură Montaigne cunoștea sau putea să cunoască în epocă diverse nuanțe ale scepticismului. Cert este că el are o abordare sceptică generalistă, să-i spunem, în care nu crede că o tabără uh, poate să câștige definitiv lupta. Da? Și, din contră, ar trebui să dăm dovadă de un anume relativism. În judecată sau o anumită suspendare a judecății, să nu ne grăbim cu concluzii. Concluzii cum ar fi că noi suntem superiori celor din lumea nouă, că tocmai un colum descoperit America, din perspectiva noastră, evident, suntem exploratori în Africa, în Asia chiar. Și, bineînțeles, se punea problema dacă obiceiurile acestor popoare sunt. Superioare, inferioare, la fel ca obiceiurile europene. Toți considerau că sunt inferioare. Montenii Monteni nu, nu e așa. Se perspectiva. De-al minte, mm. aș că la Montenii scepticismul debujează asupra unei uh, inversiuni a perspectivei. Uh, scepticismul montenian, în permanență, trage în jos uh, toate uh, pretențiile excesive pe care le avem. Da? Uh, ideea că uh, oamenii sunt prezumțioși. Da? Și trebuie uh, să le aducem aminte ca, uh, care este locul lor real uh, pe lume. Și avem de învățat uh, de la așa zis și sălbatici, avem de învățat de la animale, avem de învățat de la copii. Uh, da? Trebuie să punem capăt orgoliului care ne animă, Da, orgoliul este cel mai mare, cea mai mare sursă de prostie. Asta e teza constantă uh, a lui uh, Montaigne. Și la asta servește scepticismul uh, cel mai bine articulat în foarte lungul eseu, apologia lui Raymond Sebon, da? care este uh, o, o lungă uh, mă rog, serie de reflexii uh, de natură sceptică. Deci este aproape un un mini tratat în interiorul eseurilor. Este cel mai lung eseu, așa cum spuneam mai devreme. Deci e foarte important că moten în multe privințe este un antidot la toate pretențiile exagerate ale unei modernități antropocentriste. Da? El ne decentrează și asta cred că e foarte important. este și eurocentristă. De fapt, Montene ar trebui să fie un autor foarte la modă. Și astăzi. este foarte la modă, da? În multe privințe, el anunță într-o variantă conservatoare, pentru că el am putea spune că este ecologist, am putea spune că este antispecist, am putea să spunem că este feminist. Uh, fără îndoială uh, Am putea vorbi de asemenea de uh, anti europocentrismului lui. Da, deci uh am putea spune toate aceste lucruri, dar um, filozofia lui este fundamental una conservatoare, dar nu în sensul obișnuit al cuvântului din zilele noastre, care nu mai are nicio legătură cu o asemenea atitudine. E vorba de un mare scepticism față de inovații, pentru că inovațiile au la bază tot orgoliu tot acea prezumpțiozitate de care uh, vorbeam. Uh, conservatorismul montenian este un conservatorism sceptic, deci eminamente moderat. Uh, e o mefiență față de pretenția de a înnoi lucrurile. Uh, dar, uh, cum spuneai foarte bine, uh, reflexiile lui sunt foarte pertinente în zilele noastre. Uh, am, aș, am putea spune că, cumva în zilele noastre închidem paranteza omului ca stăpân al naturii. Uhum. Vedem unde ne-a dus uh, ideea aceasta, fantasma asta, omului ca stăpân al naturii. Monteni e un antidot uh, la această prezumțiozitate modernă. Da. Îmi aduce aminte de o expresie pe care o folosește Nietzsche la un moment dat, să citim omul înapoi în natură. Cred că asta face și Monteni. Da naturalismului, trebuie subliniat că naturalismul este un ax central al gândirii montenieni. În această perspectivă dăm voie să citez o formulă uh, care în traducerile românești obișnuite e edulcorată. Uh, cred că o traducere a lui Butuzea traduce exact cum este. Dacă îmi spune Montanien al 13-lea eseu uh, din cartea 3 a treia, spune Uh, și filozofii și regii se cacă și doamnele de asemenea. Adică și exact tot... așa e în franceză. Da. Uh, le, le roi et les philosophes fientes fientes et les dames aussi. Uh, da, asta sunt și mai are o altă formulă. Sur le plus haut tron du monde on est assis que sur son cul. Dar pe cel mai înalt tron din lume tot în cur stăm. Da? A, asta ne Exprimă. Da? Mai exact, asta exprimă natura noastră. Da. Nu putem depăși acest lucru și atunci când vrem să negăm uh, uh, -a ancorarea noastră în natură, abia atunci o luăm razna. Dacă Când spune el că există această combinație între uh, reprezentări supranatural, idei supraceleste, da. pardon, și moravuri subterane. Asta e o formulă excelentă, cred, pentru a descrie legătura dialectică între aspirații uh, supraceleste, cum spune el, și uh, ceea ce ele ascund de fapt. Și asta ne duce cu gândul la virtutea esențială a smereniei, a uh, moderației care știe locul. Și aș vrea să facem trecerea aici spre o problemă pe care ai menționat-o deja, dar cred că trebuie aprofundată, pro explorarea sinelui. Pentru că există o anumită tradiție filozofică, teologică, care pretinde că vorbește despre o entitate uh, metafizică, o entitate care constituie identitatea noastră și anume sufletul. Ceva etern. Bun, depinde din școala de gândire în care venim, ceva ce persistă mereu în noi, ceva ce ne dă uh, trăsăturile, caracterul, temperamentul. Ormonten, prin uh, explorările sale, arată că nu există ceva unitar sau oricum, e, e, nu putem găsi, dacă folosim maniera sceptică de a investiga lucrurile, nu putem să găsim așa ceva. Datoria noastră este să facem introspecție, să facem această muncă de introspecție, să ne cunoaștem mai bine, dar fără pretenția de a putea cunoaște lucruri pe care nu le putem cunoaște. Sigur că această mișcare de introspecție vine deja de la antici, de la stoici, vine de la Augustin, fără îndoială, Bun, după aceea îl avem avem pe Luther, pe Calvin, mai ales pe Calvin care interesa interesat de așa ceva. Dar genul ăsta de introspecție va deveni um, o noțiune esențială pentru filozofie, de la Descartes până la Husserl, da, deci din până în secolul 19-20. Uh, Montaigne marchează un moment esențial în această istorie. Sigur că mai târziu Descartes nu va găsi același lucru pe care îl găsește Montaigne acolo, sigur. Descartes până la urmă va spune, da, ne îndoim, folosim scepticismul, dar doar pentru a-l depăși, pentru a ajunge la certitudine. Montaigne nu. Montaigne este mai aproape de, de Nice, de exemplu, de, da. de David Hume. Cei care spun, da, facem această introspecție, dar nu găsim nimic stabil. Și vom ajunge la formula din filozofia germană în secolul 19-20, o formulă care vă spune: În interiorul nostru nu găsim nimic substanțial, ci găsim doar diverse activități, diverse funcții. Cred că nu este absurd să citim uh, Istoria Filozofiei Moderne ca o serie de comentarii, bun și, bineînțeles, aprofundări, îmbogățiri, la această uh, metodă, la această uh, mare realizare a lui Montaigne, de a deschide observații spațiul nostru interior. Fără să fim tributari uh, unor dogme sau unor. Uh, da, pe de altă parte, principii pentru Motteni, uh, scopul filozofiei este unul practic. Uh, și, în acest sens, el e foarte apropiat de uh, gânditorii antici. Uh, sigur, cunoaștem cu toții teza lui Pierre Ado, uh, despre filozofia antică și Montaigne ilustrează perfect această manieră de a înțelege filozofia antică. De fapt, Monten este precursorul lui Pierre Ado, așa cum și este și precursorul lui Nice uh, în multe uh, privințe. Iar uh, grija lui Monten este să degajeze o adevărată dietetică. Filozofia ca dietetică ca mod de viață, ca dietetică, în sensul că știi ce ți se potrivește. Din acest punct de vedere, cred că textul cel mai clar este de l'experience, despre experiență în ultimul volum, e ultimul capitol din ultimul volum, am citat deja din el și este un eseu care arată cum prin experiență ajungem să ne cunoaștem. Uh, de fapt ansamblu eseurilor corespunde acestui uh, demers da? de cunoaștere de sine prin experiență în vederea degajării unei dietetici în vederea degajării unui mod de viață, un mod de viață uh, luminos uh, senin uh, și Montaigne spune de pildă je ne fais rien sans guetter iar dacă ținem cont de faptul că la început el a trebuit să depășească o stare de melancolie, vedem că veselia, starea de, de bine, este rezultatul unui efort. Și asta mi se pare extraordinar. Da? Je ne fais rien să nu fac nimic fără veselie, fără voie bună, deși trebuie să surmontez o anumită tendință melancolică. La fel cum nici va găsi marea sănătate luptându-se cu Probleme de sănătate. Da? E vorba de filozofie ca un efort de degajare a unei adevărate dietetici. Asta mi se pare extrem de important, extrem de actual. E un autor pentru zilele noastre. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.